Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a vorbit despre viitoarele proiecte realizate în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. De asemenea, primarul a vorbit despre proiectul de buget pus în dezbatere publică, împrumutul bancar pe care primăria intenționează să-l facă și despre reabilitarea cinematografului Victoria. Bună ziua, bine ne-am găsit! Da, toată lumea mă întreabă ce se întâmplă și dacă suntem pregătiți pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Sigur că suntem pregătiți. Deja suntem în lucru cu o serie de SF-uri, le gândim, le analizăm. Imediat pe buget să putem să le punem în practică. Este clar că trebuie să acoperim foarte multe zone. Și una din zonele cele mai importante și lăsate în zona de indiferență, zic eu, sunt cartierele de tineri. A, 1, 2, 3, câte sunt acolo. Acolo avem nevoie de infrastructură, avem nevoie de infrastructură de apă și canal, avem nevoie de infrastructură pietonală, de infrastructură rutieră. Așa cum probabil ați văzut, în Programul Național de Redresare și Reziliență sunt prinse aceste axe ale lui și putem să mergem în zona asta și să dezvoltăm această zonă. Mai mult de atât, foarte mulți bani merg pe zona asta de verde, de parcuri, de energie verde. Și atunci am început deja discuțiile, așa cum ați văzut și o să vedeți și în buget, pentru a moderniza locurile de joacă, ba mai mult, banii care sperăm să-i luăm de la PNRR, o să modernizăm toate parcurile din Călăraș. O să începem cu parcul Dumbravei, pentru că acolo, cum ați văzut, mereu am spus că copiii noștri nu trebuie să joace în acele pietricele și o să dezvoltăm acel parc. Că o să fie anul acesta, că o să fie la anul, dar cu siguranță vom interveni în acel parc. Vreau de asemenea să fac parcul noi, în sensul că, așa cum am promis în campanie și am văzut, lipsesc parcuri în cartierul Mărgureni, lipsesc parcuri în cartierul Mircea Văd. Și am identificat locații acolo. De exemplu, un parc cu loc de joacă, un mini-parc, cum să spun, dar în cartierul Mărgureni putem să facem școala 6, pentru că are un loc destul de generos acolo și putem să facem o retragere a gardului și să dăm comunității un loc de joacă cu un parculeț, un mini-parculeț în zonă. La fel și în cartierul Mărgureni avem un loc generos în spate la grădinița Voinicel, și atunci putem să-i dăm dublă funcționalitate, atât pentru copiii din cartier, cât și pentru cei care sunt la grădiniță. În PNRR sunt foarte mulți bani pe energie verde, în sensul că se pot anvelopa foarte multe grădinițe, se pot schimba sursele de alimentare, putem să mergem pe panouri fotovoltaice, putem să mergem pe sisteme de încălzire, pompe de încălzire, aer-apă, ce mai au ei în zona aceasta, sunt foarte multe de făcut. Dar pe noi ne interesează, așa cum v-am spus, suntem pregătiți pe zona asta de infrastructură în care știm cu toții că am suferit foarte mult și ne vom implica pe zona de parcuri și infrastructură, pentru că acum, la acest moment, este deficitar. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Bugetul local a intrat în dezbatere publică și cum... Da, astăzi este ridicat pe site, este pregătit și după ce avem toate sumele, știm clar că le avem asigurate de la trezorerie și de la județ, după aceea îl vom mai peria încă o dată și îl vom băga în ședința de Consiliu. În ședința de Consiliu am văzut că este introdus și proiectul de hotărâre privind aprobarea împrumutului. Sigur. Așa cum am spus, trebuie să dezvoltăm orașul. Știți foarte bine că s-au semnat proiecte, urmează să mai semnăm proiecte, sau încă mai semnăm proiecte și atunci am hotărât, după o analiză foarte, foarte aplicată, că singura soluție de a scăpa de această întârziere și de a da un impuls proiectelor să se dezvolte mai repede este de a lua un împrumut în care să asigurăm un cash flow proiectelor care intră în implementare, ca să putem să ajungem la termen câștigători. În sensul că în 2023, decembrie, se închidem toate proiectele pe care ni le-am asumat pe fonduri europene, iar în acel moment ne rămân și banii care vin de la bursările financiare, care vin de la proiecte. Avem o cofinanțare undeva peste 1 milion de euro,
După aceea, cred că mai or să fie, ca la fiecare proiect o să mai găsim și neeligibile, că vedeți, poșta veche n-am terminat-o nici acum. Adică au trecut destul de mult de ani și nu s-a terminat. Și atunci o să mai rămânem din acest împrumut, estimez eu, undeva la 20 de milioane, 25 de milioane, pentru că restul estimăm că o să ducă pe cofinanțări și neeligibile. Dar interesul este că atunci când începem acel proiect să putem să finanțăm și să ne ducem în zona în care să mișcăm lucrurile foarte repede. Și se vor întâmpla așa. De aceea am optat pentru acest împrumut de 40 de milioane de lei în care să finanțăm proiectele și să putem să rezolvăm aceste probleme. Banii din bugetul local, ce este prioritar pentru primăria municipiului Călărași? Am mai spus o dată de ori, adică avem infrastructură, avem parcuri, mă interesează locurile de joacă pentru copii, infrastructura, ați văzut că am început deja pe Zefirului, pe Luceafurului, Plevna, o să mergem pe zona asta în care să pregătim toate adiacentele cu Bucureștiul, deja avem dat în lucru și lucrăm, în momentul în care avem buget, știm exact să creăm, o să facem un SF în care să ne ducem pe fondurile astea de reziliență cu adiacentele pe București. Este vorba de undeva de 11 km de adiacente pe străzi cu București. Pentru că trebuie să pregătim proiectul mare cu București când începem de la anul. Estimăm ca acest proiect să se termine de licitat undeva în iunie-iulie, după aceea, cu siguranță, 2-3 luni de zile lejer va fi proiectul și de la anul vom intra în forță. De asta am și gândit acest împrumut ca să putem să venim un cash flow în care să asigurăm până ne dau banii de la fonduri, noi deja să plătim ca să putem să mărim viteza de intervenție pe acest sector. Domnule primar, cum apreciați eficiența lucrărilor de anul trecut, efectuate pe diferite linii de finanțare? S-a lucrat eficient? Păi nu știu care lucrări. Trebuie să mi le definiți, pentru că anul trecut nu prea au fost lucrări. Da, deci dacă vorbim de Măgurene, am preluat după un an de zile 900 de metri de canalizare pluvială. Vedeți, acum am impulsionat lucrurile acolo. Chiar dacă am produs deranj, mă repet încă o dată în cartier, și au venit ploile și este un deranj acolo pentru că avem noroi, pentru că sunt străzi de piatră și pământ. Dar am ajuns undeva la 50% la momentul acesta, după care o să începem să lucrăm la stațiile de pompare, o să intervenim pe cămine și branșieri, deci mai avem. Dacă vedeți că am început deja strada Zefirului și Luceafărului, se lucrează Plevna, acestea sunt începute, nu prea am găsit. Strada Locomotivei am găsit-o așa cum o știți și am prezentat-o de fiecare dată. Acolo a fost o problemă, am găsit soluții, tot la fel, era o problemă cu stația de pompare, lucrurile mergeau foarte încet, le-am impulsionat, la acest moment ajungem în zona de recepție, s-a montat și stația, să vedem ce e acolo. Chiar dacă și acolo s-a produs deranj, dar este iarnă, am încercat să facem tot ce trebuie acolo ca să nu deranjăm prea mult, dar așa este, lumea nu mai are răbdare și o să le demonstrăm că, așa cum am spus, până în 2023 o să facem lucrurile foarte funcționale la Călărași. Ați vorbit despre parcuri și despre zone verzi. Există o clădire deteriorată care totuși strică imaginea parcului central. Aveți... Sigur, ne-am gândit și la cinematograful Victoria. Cinematograful Victoria, aveți ceva Sigur. Mergem și pe zona asta, dacă ne permite. O să studiem foarte bine, dacă ne permite redresarea și reziliența, să vedem ce facem cu ea. Am înțeles că trimiseseră la CNI ceva documente, dar din păcate când am constatat acolo, era numai o cerere și atât. Nu este suficient ca să obții o finanțare de la CNI, numai o cerere. Trebuie să ai un DALI, un SF, un proiect tehnic ca să poți să faci ceva și oamenii astea în considerare că e serios și că vrei să faci acolo. Nu, n-am uitat de cinematograful Victoria. La fel în vedere, chiar este prins în buget ca și o poziție să vedem, să reactualizăm toate datele. Da, să putem ști de unde plecăm, pentru că nu am avut nimic acolo.